Domnule președinte, în astfel ați onorat asistență, sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră în acest moment aniversar și poate prezentarea pe care a făcut-o domnul Andor la început chiar materializează cel mai bine trecerea celor 25 de ani de administrație a județului Arad. Marea majoritate a celor care sunteți prezenți astăzi aici sunteți în funcții de răspundere sau în funcții de decizie fiecare în domeniul pe care vi-l desfășurați. După 90, în activitatea pe care am desfășurat-o, să spunem, la administrație, ca și consilier local, consilier județean, președinte, consilier județean sau alte funcții pe care le-am avut, mi-am dat seama cât de importantă este decizia pe care o iei și modul în care influențează mai mult sau mai puțin viața celor din jur sau deciziile de dezvoltare ale județului, ale zonei pe care, în care trăiești. De aceea am încercat ca deciziile în timp, în perioada în care am fost pus în această postură, m-am gândit că întotdeauna deciziile pe care le iau alături de parteneri, colegi și colaboratori să fie unele care să promoveze dezvoltarea sau să aducă mai bine în viața noastră de zi cu zi. Probabil că meseria și-a pus amprenta asupra deciziilor pe care le-am luat și de aceea, în momentul în care am ajuns președinte al Consiliului Județean, una dintre primele decizii pe care le-am luat ca să rămână ceva în urma activității pe care am desfășurat-o a fost aceea de a încerca să realizez un sediu pentru Consiliul Județean. De aceea mă bucur că am reușit să materializez acel gând de început al activității la conducerea Consiliului Județean și probabil că e un caz, dincolo de faptul că este singurul Consiliu Județean care după 90 a reușit să-și realizeze un sediu propriu, a fost și un lucru, să spun, mai specific, pentru că decizia am luat-o în calitate de președinte al Consiliului Județean. Ulterior, la guvern, am găsit varianta, printr-o hotărâre de guvern, de a finanța lucrările acestei investiții. De aceea mă bucur că a fost un vis și în imaginile care le-ați văzut, pentru că era un vis mai mare, nu numai legat de această investiție, ci și de și profit de faptul că sunt oameni de decizie în continuare prezenți aici. Am sugerat, așa cum am spus la început, atunci când am gândit această investiție de administrație, din nou, de la Unirea Mare, în care cred că și va găsi locul și acel monument pe care tot îl plimbăm prin oraș, pe toate bulevardele. Cred că ar fi locul cel mai bun și am prezentat inclusiv o schiță în care cred că se poate regăsi acest amplasament. Sigur, timpul scurt pe care l-am avut ca președinte al Consiliului Județean aici, am avut, să spun, două direcții pe care am încercat să le susțin și să le dezvolt. Una a fost cea legată de infrastructură, în care mă bucur că cel care mi-a urmat la cârma conducerii județului a continuat aceste lucrări chiar cu mult succes, domnul Matula. E vorba de infrastructură, promovând o sumedenie de investiții care s-au materializat în mandatele următoare. Și nu în ultimul rând, cel la care am susținut cel mai mult, cel al culturii, având șansa la vremea respectivă să avem unul dintre directorii care și-au marcat prezența în cadrul acestei direcții, respectiv domnul Lazurcă, continuat ulterior de ceilalți directori în promovarea acestei activități la nivelul județului, care își face simțită prezența cu multă personalitate în toate acțiunile pe care le are Consiliul Județean. În rest, în deciziile pe care le-am luat, așa cum spunea și domnul Caius, cu mult umor, ca de obicei, am încercat să nu suport pe prea mulți și să ajut pe cât mai mulți. Dacă am reușit sau nu, este decizia dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc mult.